comunitate cu Ioana Brușten. Exact aici suntem în comunitate astăzi alături de Diana Dan, președintele asociației Tomorrow's Architect. Diana, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și Alexandra Parpală, prim vicepreședinte al aceleiași asociații Tomorrow's Architect, Alexandra, bine ai venit și tu la București, Bine v-am găsit, mulțumesc! Care este uh, logica întâlnirii noastre de astăzi? Uh, vorbim uh, din cauza și datorită unui mare eveniment. Mâine și poi mâine în București se desfășoară InfoArc 2024, prima ediție a unui eveniment de networking pentru studenți, profesori și profesioniști din domeniul arhitecturii, un fel de târg educațional, putem să-i spunem, sau mai mult decât atât? Mai mult decât atât, o, o întâlnire tripartită, am spune noi. Târgul educațional este doar o parte din, din acest eveniment. Scopul nostru este să avem dialog, să aducem la aceeași masă profesioniști, studenți și profesori, ca să aibă cât mai multe conversații, care să îi stimuleze în diferite direcții. Când vine vorba de studenți, poate să găsească o serie de mentori și niște, poate o cale pe mai departe. Domnul profesor, de asemenea, pot să atragă anumite fonduri pentru universitate și persoanele din mediul de afaceri să-și selecteze din timp viitorii colaboratori. Adică toată lumea câștigă în esență. Cred că vă dați seama după primul minut că viitorul sună bine și arată bine, <laughs> doar ascultând ce se întâmplă aici în studioul nostru. Se întâmplă acest eveniment la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, da? Exact. Da. Deci la voi acasă, cum ar Da, Noi acasă pentru încă trei ani de zile? Da. da. Pentru că fetele sunt studente în acest moment, în anul. Acum am intrat în patru, deci mai da. avem încă puțin. Noi am fost colegi la atelier, <laughs> da. la atelierul de proiectare și am făcut echipă alături de colega noastră Anastasia și noi cumva suntem biroul de conducere, să spunem. Dar nu, nu doar noi am organizat evenimentul. Avem o grămadă de colegi care ne-au ajutat și le sunt mulțumim. foarte talentați și le mulțumim. Da, da. Mă gândesc că, dat fiind faptul că mâine este startul acestui mare eveniment, este și primul, este și de învergură, bănuiesc că pregătirile acum sunt pe ultima sută de metri și e o mare efervescență. Sau așa îmi imaginez eu că ar trebui să fie. Da, chiar chiar da. în seara aceasta ne, ne întâlnim cu, cu colegii ca să stabilim planul de bătaie. Numai că cumva ne-am ne -am organizat, lucrurile sunt sun la locul lor și așteptăm să-i vedem mâine pe toți împreună. Poate că mâine dimineață o să fie un pic mai vâlvă așa, vă-l vârtești pe acolo drumuri și du-te acolo, fugi acolo dar... Nu Suntem zici? pregătite Suntem pregătite, Adică da. voi sunteți genul care atunci când e să pleci undeva în călătorie, sunteți cu bagajele făcute și închise cu două zile înainte? Mai mult Diana, eu, <laughs> eu personal cred că uh, sunt genul de om care trebuie să simtă un pic de presiune ca să te mobilizezi foarte bine pe ultima sută Nu recomand în meseria de arhitect pentru că e o meserie complexă și nu prea-ți merge chestia asta Poate, poate n-a nimic, dar... Ceea nu ce e. voi nu mai sunteți Ceea acum. Ceea ce noi nu mai suntem, pentru că deja proiectele sunt la un grad de complexitate mult mai mult mai mare și vorbim de echipe unde nu poți să lași pe ultima sută pentru că condiționezi nu doar soarta ta, ci și a colegilor și nu prea... Nu prea face bine la team building chestia asta. Da, asta <laughs> se cheamă și responsabilitatea, Alexandra, exact. dacă mă întrebi pe mine. Exact. Uh, este un eveniment mare, uh, cu multe implicații, cu multă lume... Adunată în jurul său. Voi l-ați gândit, voi l-ați pus la cale? Da. Ideea a plecat de la un târg asemănător care se face la, la Cluj, la Universitatea Tehnică. Acolo tata este profesor și cumva știam de el pe această cale și noi am spus că, în regulă, hai să-l facem pentru arhitectură. Adică, în stilul nostru. Exact, urmă. Adică. Chiar dacă facultățile de arhitectură din țară, în general, sunt incluse în universitățile tehnice. La București e practic singura universitate de arhitectură din țară. Și atunci am spus că ar trebui să facem evenimentul strict pentru arhitecți. Pentru că ce avem noi spre zibire de um, universitățile tehnice e partea aceasta de interdisciplinaritate. Adică noi ne-am bucurat că am putut să aducem la eveniment nu doar uh, furnizori, nu doar uh, arhitecți și birouri, da. dar și, spre exemplu, uitați, BCR. Care, care? s-au arătat mai mult decât recunoscător să ne prezinte un curs de uh, cum să întocmești un CV Ce ar trebui să faci să te pregătești pentru un uh, interviu Adică lucruri pe care tu trebuie să le cunoști Chit că lucrezi sau nu neapărat în domeniul arhitecturii propriu-zis, adică în proiectare tot, tot, Toată ideea acestui eveniment este aceea de a proiecta arhitectura în viitor, înțeleg să ne da. gândim la ceea ce va urma Da, da. În sensul de um, Programa școlară, după cum știm și la liceu Și așa mai departe uh, E o chestiune care există, există niște pași pentru a actualiza Adică nu poți chiar cele mai noi tendințe Să le updatezi, să spunem, în timp real Uh, și atunci există aceste noi direcții care facultatea, adică universitatea se mișcă foarte bine. Adică noi deja avem cursuri pentru uh, sustenabilitate, sustenabilitate, pentru design inclusiv, inclusiv, lucruri care deja ne preocupă la nivel european și care există, numai că cumva cercetăm și noi. Uh, soluții. Pentru că nimeni nu știe. La ora actuală se caută soluții. Și cumva dincolo de teorie. Adică încercăm să îi pe toți acești act ac actori împreună, tocmai ca să găsim niște soluții pragmatice. Adică pași concreți de urmați, fonduri unde de unde, unde putem să luăm resurse și așa mai departe. Ideea aceasta sau ideile de genul acesta se nasc văzând tendințele <coughs> momentului în lume în Europa sau uitându-vă în jurul vostru și văzând cum se construiește și cum arată lumea asta în care noi ne desfășurăm viața. O combinație. Da. Noi încercăm să fim atente și la mediul din afară, pe cât se poate pe rețelele de socializare. Asta e destul de ușor acum cu tot internetul. Pe lângă asta există și evenimente internaționale în București de arhitectură. Spre exemplu, chiar astăzi este anuala de arhitectură București, care a reușit să aducă în țară arhitecți de peste tot din, din Europa. Și evenimente ca, ca acesta ne, ne permit să luăm pulsul, să spunem, la ce se întâmplă și în Occident. Uh, și, pe de altă parte, încercăm să fim foarte la curent și cu tot ce se întâmplă în, uh, în țară, pentru că București, dacă e ceva ce e absolut deosebit la el e uh, sunt evenimentele din el. Are foarte multă viață, foarte multe uh, acțiuni la care poți să participi și să înțelegi, de fapt, diferite lumi care alcătuiesc această, acest domeniu al arhitecturii. E un oraș dinamic, foarte dinamic. Și acum, chiar dacă unii se supără, aflați în, prin alte părți ale țării, soarele răsare de la București. Ce să faci? Aici se concentrează energiile, Așa până este. la urmă, și, și oamenii, și firmele, și <coughs> tot ceea ce se întâmplă. Uh, cum a fost primită ideea voastră? De ce vă întreb asta? Voi sunteți încă studente. Da. Anul 4. Ok, nu mai sunt ani mici, Sunteți studente. Coagulați în acest eveniment o serie de persoane și personalități. Și profesori, și din mediul academic, și din mediul de afaceri, firme, oameni specialiști cu multă experiență în spate. Cum au răspuns acestei provocări? Pentru că te poți gândi că cei mari cei care au niște bă, multă experiență în spate ar putea să nu ia neapărat în serios niște copii, să zicem. Au uh. răspuns foarte bine. Bravo! Deci, lor. Foarte o bine. notă bună pentru ei. Uh am trimis undeva la 200 de mail ah, mă deci, eu m-am ocupat de mail -uri. Deci da. am trimis o tură de 200 de mail -uri. după cred că am mai trimis o tură de vreo 300. Deci au fost foarte multe. Am, am încercat să o luăm pe toate căile. Am vorbit cu domnii profesori ca să ne dea contactele dumnealor. Ei au fost un sprijin real, adică universitatea da. chiar ne-a ajutat. Am strâns cumva toată lumea, toate forțele ca să îi aducem aici. Și într-adevăr au primit, au primit bine veștile Mulți dintre ei Uh, au fost ocupați, adică în domeniu solicitant, înțelegem, uh, și, și sperăm că tu, nu știu, poate să se alăture la următoarele ediții. Dacă n au putut să o onoreze acum, Exact, înțeles, da, exact da. dar noi ne-am bucurat în mod special, uh, noi am venit și cu ideea de burse. Pentru, pentru că sunt foarte importante. Facultate, învățământul de arhitectură e unul destul de uh, costisitor și nu o zic ca pe un lucru rău, pur și simplu așa se face. Sunt ca șase să... ani în care sunt. Sunt șase ani, zi... adică e costisitor și din punctul de vedere al timpului, pentru că nu toată lumea își permite șase ani din viață să investească, să zicem, exclusiv în uh, mediul universitar, pentru că cu lucrul e un pic mai dificil. Există interșipuri, există oportunități, numai că cumva. Ajungi să neglijezi una, ori munca, ori facultatea. Și de multe ori răspunsul e facultatea, ceea ce e destul de problematic. Dar uh, numai că psica și TEDA Mar, ei sunt cei care au oferit trei burse fiecare... Una în valoare de 6.000 de lei, ce de la SICA. Hai să nu-i pomenim okay. neapărat, ca să nu facem publicitate, okay. să nu intrăm în... Uh, era doar o chestiune de recunoștință. Categoric. Pentru că și cu siguranță îi da. veți pomeni la evenimentul vostru. Absolut, da. absolut. Uh, numai că ei au inițiat, de fapt, această idee de burse private, care noi sperăm să fie să creeze doar un antecedent, adică uh, să continue cumva acest sprijin al educației. Câte burse uh, se vor putea primi, oferi la... Acest în total, șase burse, trei, trei, cum spuneam, și ele vor fi acordate în două tranșe. Și am stabilit împreună cu sponsorii niște criterii de selecție uh -huh. și se va alcătui o comisie, alcătuită din reprezentanți de la Universitate, de la Ordinul Arhitecților și de la. Ei, în esență. Da. Pentru acest, pentru studenți aflați actual în Universitatea în Universitate. de da, Arhitectură. Da. Sau masteranți, da. Adică master studenți masteranți sau în ciclu de licență. Foarte, foarte frumoasă, foarte bună această idee. Mă gândeam că mințile tinere și proaspete, întotdeauna în lumea asta și în toate domeniile, o să vină cu o perspectivă nouă. Uh, cum ar trebui să arate, din punctul vostru de vedere, dacă ar fi să povestiți, să încercăm pe scurt, că mm -hmm. probabil ați putea povesti foarte mult, viitorul arhitecturii în România? Pe mm -hmm. um, uh, rând. Ok. Ba, okay. Uh, e, o întrebare, e o întrebare complexă și destul de complicat de răspuns, pentru că, uh, în primul rând, trebuie să ne preocupăm de schimbările care se petrec la nivel european. Sunt niște schimbări care trebuie luate și înțelese foarte bine, cum vorbim de problema cu emisiile de carbon ale clădirilor, cum vorbim de patrimoniu care este trebuie păstrat, care trebuie păstrat și întreținut și protejat pentru că țara noastră are un patrimoniu însemnat, are un patrimoniu pe, de care noi nu știm anul trecut am participat la un forum unde am discutat cu, cu studenți de la multe facultăți din to toată România și chiar și străinătate, despre faptul că există foarte multe lucruri despre care noi nu știm în România, foarte multe uh, obiective turistice care sunt pierdute noastre. Da. Și care nu se găsesc neapărat în alte, în alte locuri ale Europei, la fel de frumoase. <laughs> pentru că noi avem o țară frumoasă și nu o zic ca un clișeu, pentru că se mai aude asta în campanii ca să promovăm, dar chiar este o țară foarte frumoasă. Și prin urmare, arhitecții ar trebui să găsească, zic eu, soluții pentru a interveni asupra clădirilor care deja există. Să nu mai proiectăm neapărat nou, ci să proiectăm, să încercăm să găsim soluții și pentru ceea ce există deja. Și dacă proiectăm nou, să ne interesăm foarte bine de tehnologiile care există, pentru că tehnica a evoluat foarte mult. Pe partea de electricitate, iarăși, sunt tot felul de tehnologii de prezervare a energiei electrice și uh, tot un pe care noi trebuie să le luăm în considerare și să fim la curent cu toate, pentru că arhitectul se preocupă de mai mult. Noi nu doar facem casa, noi trebuie să ne îngrijim cumva să vedem și inginerul ce ar cam trebui să facă. Desigur, el intră mai în detaliu ce ar trebui să facă și constructor, ce ar trebui să facă și designerul. Noi suntem ca un fel de uh, părinte al acestor, uh, al acestor uh, personaje. Pentru că, pentru că figura arhitectului, în, în ultima vreme, s-a schimbat destul de mult, adică profilul la ceea ce înseamnă arhitect. Și ca să răspund și la întrebarea dumneavoastră, uh, acum undeva la 200 de ani, așa ceva, uh, populația era undeva la un miliard pe, pe planetă și în jur de 80% erau sub cota de sărăcie în sensul de eram mai puțin și mai săraci. Acum suntem undeva la 8 miliarde da. și suntem cam 90% peste această cotă. Prin urmare, suntem mai mulți și avem și mai mulți bani. Dacă înainte arhitectul construia doar pentru aristocrație, să spunem, și reprezentativitate. Și, da, și arhitectura reprezentativă, multe din balatele pe care le vedem sau monumentele care există. Acum arhitectul trebuie să creeze o, o, o arhitectură și pentru mase. În sensul de locuințe, locuința individuală, colectivă și așa mai departe și atunci, și atunci ce e cumva interesant în partea aceasta de viitor al arhitecturii E practic aceste noi programe care sau care există Și cumva răspunsul la programele noi În sensul de pe măsură ce am trecut de la Re Revoluția Industrială Spre aeroport, fabrici și așa mai departe a fost modernismul care modernism a venit cu niște chestiuni tip modularitate, repetitivitate, sau cum ne place noi să zicem niște cutii. Uh, din multe niște puncte, niște spații modulare, din multe puncte de vedere. Adică ei s-au au, au prioritizat eficiența, ceea ce uh -huh. era o chestiune eficientă, uh, era o chestiune necesară la momentul respectiv. Uh, dar acum cumva problema care se pune e dacă am rezolvat problema maselor, în sensul de toată lumea are unde să stea. Acum, ce o să facem ca să ridicăm și calitatea locuirii? Și atunci, cumva, răspunsul la această calitate, New European Bauhaus îl dă spre niște direcții care înseamnă estetică, sustenabilitate și incluziune. Estetică în sensul de cum facem lucrurile să fie frumoase, adică să nu ne pierdem neapărat în cartiere care Arată au piese tot. replicate. Exact, la fel. Exact cum facem uh, ca mediul pe care în, în care noi existăm să, să fie uh, protejat și protejat să fie protejat în esență de practic construcțiile sunt un domeniu care poluează și atunci cum facem să fie în regulă și durabil și uh, în fine fațetele sustenabilității care mediul. sunt minte. exact da. uh, și pe de altă parte inclusivitate. adică când zicem inclusivitate, nu ne referim doar la persoanele cu un handicap locomotor sau uh, nu, mă refer la nu, nu ne referim doar la partea de, nu știu, ce se discută acum în occident cu uh, genuri și așa mai departe, vorbim despre, cum spunea și Alexandra, persoane cu uh, handicap locomotor, persoane văznice, uh, nu persoane știu, cu fete. deficiențe de vedere, adică o dizabilitate nu se vede neapărat și Acces pentru toată lumea, exact. estetică, funcționalitate și o abordare prietenoasă cu mediul. Da. Toate sunt teme despre care se vorbește intens în acest moment da. și, iată, ele da. trebuie să-și găsească locul și în ceea ce se construiește. Da. Știi, eu, din punct de vedere al cetățeanului obișnuit, aș, aș aștepta de la arhitecții viitorului și, mă rog, și de la cei de astăzi, mm -hmm. dar de asta spuneam, de mințile tinere și de schimbarea perspectivei. Să reușească să facă ceva aici la noi, poate cel mai bine să vede asta în București, să facă ceva cu eterogenitatea asta care ne agresează atât de mult. Adică uh, cred că este nevoie de un pic de, de ordine, de un pic de uh, sistematizare stiluri, sistematizare mm -hmm. de stiluri găsite și uh, îmbinate între ele într-un mod armonios, pentru că uh, pare haos. Mm -hmm. Pare da, haos ce se întâmplă în jurul nostru, așa că să vă gândiți și la asta. Să știți, să știți că, uitați, la proiectele de atelier, noi din anii 2 avem deja situri care sunt în oraș, adică în București. Situri reale, da. care uhum. sunt nefolosite, parcile neocupate sau chiar noi am fost fericite să avem un proiect peste Dâmbovița, acolo unde era podul Calicilor și a fost foarte drăguță inițiativa pentru că, cred că la o lună mai târziu după ce am terminat proiectul, chiar am văzut la televizor cum se vorbea despre reconstrucția podului aha. și a zis, aha, șans? dat o idee, undeva. Da, și atunci, și atunci da. noi la facultate ne, suntem foarte despoși în situația de a armoniza două țesuturi. Adică avem uh, uh, multe țesuturi de tranziție. De tranziție, în sensul de... Uh, am avut, de exemplu... Uh, un proiect la fosta școală de meserii, fosta școală evrească, care acum e uh, o ruină, în esență, iar uh, imediat, uh, strada imediat următoare era plină de aceste blocuri. Și atunci întrebarea era cum rezolvi această parte de istorie cu. Noutatea, Noutatea, cu ceea ce da. e nou uh -huh. Am înțeles Vă duc aminte tuturor că astăzi în comunitate Suntem împreună cu Diana Dan Președinte al asociației Tomorrow's Architect Și Alexandra Parpală Prin vicepreședinte al aceleiași asociații Vorbim despre un eveniment Care se desfășoară mâine și poimâine în București InfoArch 2024 Despre, în esență, viitorul a, a, a arhitecturii Care îi aduce la oaltă Pe studenți, pe profesori și pe, pe profesioniștii Din domeniu ce câștigă cei care vin din tot felul de firme și din mediul acesta de afaceri din domeniu? Ce câștigă venind la un astfel de eveniment, cunoscând studenți, um, vorbind despre proiecte, se schimbă ceva în percepția lor, în planurile lor? În primul rând, cred că e o chestiune în care. Uitați, mulți dintre cei care vor fi prezenți sunt absolvenții ai Universității. E o chestiune și de dat puțin înapoi. Adică, din puținul pe care îl ai, să oferi înapoi comunității care te-a format. E cumva și eu, cum, ceva etic, frumos, din acest punct de vedere. Pe lângă asta, e și pentru pregătire al viitorilor profesioniști. Pentru că noi, până să avem acest proiect, am avut mai multe și am avut ocazia să avem mai multe discuții, și o problemă pe care noi am observat-o e faptul că în facultate, cum nu avem atât de mult contact cu mediul de practică, de multe ori când ajungi să faci proiectele, chiar nu știi de unde să o apuci. Și atunci, și uitați, într-o instituție să te duci să știi unde e baia, e primul pas ca să te poți orienta și <sus> să știi unde, cum funcționează de fapt lucrurile. Și atunci. Cred că o inițiere care ar uh, favoriza, de fapt, uh, creșterea uh, actualilor studenți spre uh, un deziderat comun, în sensul de, uh, din facultate noi putem să aflăm, de exemplu, dacă vrem să mergem pe o carieră în uh, zona instituțională, adică în zona de stat, uh, ce ar trebui să știm? Ar trebui să învățăm mai multe legislații? Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ce materii? Uh, și cumva să putem uh, să ne nișăm mai repede. Cumva, încercați să umpleți groapa aceea între uh, teorie și practică, da. între mediul academic și viața reală care începe după ce se termină facultatea. Exact. Da, și pe de altă parte, ne-am dat seama că în meseria asta e foarte important să, să ai persoane pe care să știi cum să le, când să le suni uh, sau la cine să accesezi atunci când ai o întrebare. Pentru că Există foarte multe întrebări care ți se pun, sau multe, multe lucruri pe care poate nu le știi, dar ai pe cineva pe care poți să suni și să-ți faci și încredere. Acea... Da, exact. Și noi cumva pe asta am mizat, pentru că noi am făcut echipă bună încă din anul întâi, cred că a zis și Diana mai devreme. Am făcut o echipă foarte bună și ne-am dat seama că asta ajută foarte mult învățământul de ar arhitectură să lucrezi în echipă și nu o zic doar ca să dea bine într-un CV, o zic pentru că așa se simte. Trebuie să învățăm să fim mult mai colaborativi unii cu alții, să lăsăm orgolii deoparte ca să construim ceva frumos. Asta ar fi, cred că, cel mai important lucru de înțeles de toată lumea care participă la evenimentul nostru. Am văzut că unul din parteneri este Liga Studenților Români din Străinătate și mă gândesc că în situația asta se va vorbi și de proiecte internaționale. Da, El ul uh, e uh, o organizație cu care noi am avut uh, contact începând cu anul trecut în cadrul forumului de care spunea și Alexandra. Uh, ei uh, au mai multe filiale, mai, peste tot în țară, uh, sunt prime multe țări. Da. Da, în Europa. Da. În Europa, unde practic, sunt studenții români care au ales să studieze în. Uh... Și care s-au organizat da. acolo. Exact. Uh -huh. Exact. Și ei au acest proiect uh, foarte frumos, se numește Forumul Studenților Români și din Străinătate, la care noi am participat. Acolo se scriu proiecte se ne intrează către uh, mediul politic în ideea în care se fac proiecte de lege, în esență. Uh, am trecut prin legislație acolo, am citit, am făcut echipă, ne-am cunoscut colegi de peste tot, a fost foarte frumos. Uh, și acum uh, noi avem, uh, când am început asociația, am început uh, și acest proiect de atelier de machetare. Care atelier de machetare e o chestiune care la noi în facultate nu există, într-o formă, să spunem, ca în Occident. Și atunci, cumva, noi am spus că ar fi foarte interesant să colaborăm cu Liga Studenților, în ideea în care să construim o documentație, o documentație minimă cu facultățile la care ei au acces acolo mai facil decât am face noi de aici, din România. Da, adică să vedem ce există și cum îl putem adapta. Și uh, nu doar pe asta, pe mai multe proiecte și uh, noi cumva am semnat uh, un acord de parteneriat să împreună în echipă și încercăm să ne ajutăm unii pe alții la diverse proiecte. Și mi se pare foarte importantă deschiderea arhitecturii către uh, alte medii, pentru că în această ligă sunt studenți de la mai, mult, mai multe universități și facultăți din alte domenii. Și atunci. Uh, partea aceasta de disciplinaritate, e foarte important să știi să comunici cu cineva care nu vorbește poate limba ta. Mi-aș dori tare mult ca această emisiune să fie ascultată sau urmărită pe Facebook sau ulterior pe canalul nostru de YouTube unde va fi postată înregistrarea ei. De persoane din acelea care spun că studenții de astăzi nu mai sunt serioși și nu mai fac treabă, și tinerii de astăzi, în general, sunt dezinteresați și nu prea știu ce vor de la lume și de la viață. Voi doi sunteți niște exemple că astea sunt doar teorii, sunt doar povești, poate se aplică unora, dar în niciun caz nu se poate pune o etichetă generală. Doar dacă le auziți cum vorbesc, vă dați seama exact că sunt niște persoane care ar putea să dea lecții multor uh, personalități publice care vorbesc la Mi ora faptaci. asta. Nu. E vorba de felul în care știi să-ți urmărești o idee, să argumentezi uh, și să, să explici. Uh, proiectele și planurile tale, astfel încât să-l faci pe cel din fața ta să te creadă. Cred că de Alexandra nu știu, dar de tine, Diana, întâmplător știu că există o experiență în acest fel, că nimic nu este întâmplător, totul se construiește în timp. Da. Eu am avut onoarea să fiu președinte la Consiliul Elevilor, la Colegiul Național Emil Racoviță în Cluj, eu sunt din Cluj, și am fost și vicepreședinte la Consiliul Județean al Elevilor din Cluj. Asta mi-a dat ocazia să am o experiență destul de vastă în ceea ce înseamnă proiecte. Noi cu Consiliul am făcut o serie de activități și tot așa inițiative noi și la Consiliul județean am prins mandatul meu a prins pandemia, adică a trebuit să ne mișcăm și în acel context. Iar în momentul în care am venit la facultate știam cumva că vreau să continui să explorez această lume, pentru că mie îmi place foarte mult să fac lucrurile să se întâmple, îmi pasă mult de oameni, mi se pare, mi se pare pur și simplu mă umple de energie să-i văd pe colegii lucrând în echipă, toți spre un scop mai mare decât noi până la urmă, ceva care să rămână. Și bă, cumva, nu știu, eu și Alexandra stăm împreună, suntem colege și cred că cred că am virusat o puțin și pe ea cu, cu energie la la început. Da, pentru că spre deosebire de Diana, eu la liceu nu m-am implicat foarte mult în viața, să zic, liceului, în, în cercurile de existau la liceu, sau în consiliu, pentru că cumva să fiu sinceră, eu am ieșit boboc, cumva am lăsat sfera asta ușor de Distracții, de voie bună, de. și oricum eu eram o persoană foarte creativă. Atunci când eram eu la liceu, țin minte că nu se pusese încă la punct rețelele sociale, cumva să plusez în zona aia de grafică, de... pentru că nici eu nu știam că sunt bună la asta. Cumva am cochetat cu ideea de arhitectură din clasa noua dar cum mama mea este asistent medical, am zis că poate mă duc în zona medicinei. Uh, pf, tata e un bun negociator, deci poate mă duceam pe marketing. Cumva s-au legat lucrurile, și în pandemie am, uh, am mers la, la o altă facultate, nu la arhitectură, un, un an, uh, unde am fost la relații internaționale. Am, am învățat foarte multe lucruri acolo și mi-am dat seama că uh, cumva sunt, sunt capabilă să fac mai mult decât credeam că pot să fac pentru că mi s-au dat șanse și mi s-au dat speranțe că e în regulă să mai greșești din când în când, e în regulă să spui ce, ce vrei să să faci și, și asta cumva m-a clădit. Și apoi am, am cunoscut o pe Diana. <laughs> în prima zi de facultate ți minte că era cu colega noastră Anastasia, ele două s-au lipit mai repede. Eu am venit ca o celulă așa care s-a lipit și ea acolo. Și am zis, ce melange interesant de personalități, pentru că Anastasia este o fată cu părul roșu, aprins și e, e, o persoană atât de caldă și e minunată. Iar Diana era așa academică, era perfect, de o verticalitate perfectă, cu un palton pe ea, țin minte și acum, bej. Și eu nu mai țin minte cu ce eram îmbrăcată, dar știu că eram cumva echilibru din aceste două lucruri care păreau exotice atunci pentru mine și am zis, eu cred că mă prietenesc cu ele. Și uite, așa se scrie istoria. Da. istoria. <laughs> și apropo de istorie, Diana nu numai că este clujancă ca și mine, dar a mai terminat și același liceu, același colegiu național ca și mine. E adevărat, eu cu multă vreme înainte. Colegiul Național Emil Racoviță, o super școală Clujană, care uite ce rezultate continuă să, să ofere în timp. Da, ba chiar, ba chiar primul proiect pe care l-am făcut pe asociație, noi avem un an de activitate de când am înființat-o, a fost la Colegiul Național Emil Racoviță, un proiect care se numește Reconnect. A ajuns și în presa locală acolo. Și în esență noi am vrut să aducem nu doar absolvenții de pe care, liceului care sunt la facultatea de arhitectură, dar de la mai multe facultăți și de la medicină, informatică și așa mai departe. Și am avut niște discuții libere pentru colegi, pentru că noi ce am vrut cu, cu această activitate, spre deosebire de alte activități de orientare în carieră, a fost să avem niște discuții personalizate. Adică să nu fie o chestiune de tip pledoarie, eu îți spun ce mi se pare mie că ar trebui să știi, ci să pună întrebări. Și nouă ne s-a părut foarte important să fie o chestiune de absolvenții liceului, pentru că uh, sunt mult mai apropiați. Adică e, e, e ceva să vină cineva, nu știu, din București și să spună cum este la Mincu și altcineva să vină uh, uh, de la liceul pe care l-ai terminat-o și să spună cum e la Mincu pentru că teoretic vorbind cel puțin sunteți mult mai asemănători. Și noi vrem să facem chestiunea asta și în alte uh, orașe, și în București, și în Curtea de Argeș, de unde e Alexandra. Da. Și da, să reușim să, după ce strângem o echipă mai mare, să... Și ne putărim adică. puțin cu evenimentul ăsta care a da. fost destul de solicitant. Promitem pe această cale, cel puțin eu promit, că la liceul meu, la Colegiul Național cu Vodă din Curtea de Argeș, o să vin <laughs> și o să fac și acolo, pentru că sunt recunoscătoare pentru acei ani pe care i-am petrecut acolo. O generație care promite, asta a spus așa pe scurt și concluziv. Ceea ce vreau eu să vă întreb, fetelor, evenimentul acesta despre care vorbim noi și care se desfășoară mâine și păi mâine în București, este un eveniment și pentru publicul larg sau doar pentru specialiști? Nu l-am -am gândit doar pentru publicul larg, tocmai în ideea în care aceste discuții libere uh, pot să fie portate din orice postură, mai ales în prima zi a evenimentului, care constă în acest stări de cariere. În a doua parte vor fi niște dezbateri și niște și o masă rotundă care va fi puțin mai axată, să spunem, dar în același timp nu de neînțeles pentru un public, să spunem. Uh, dar uh, noi am vrut în mod special și pentru colegii noștri ca să afle cum funcționează această practică, uh, dar am vrut să-l facem și pentru cei care sunt se gândesc. interesați, uh -huh. în primul rând, de domeniul arhitecturii, adică chiar și potențial, uh, uh, cum să zic, uh, studenți. Viitor studenți, mulțumesc, da. Uh, pot să vină cu părinții, pot să, pot să se intereseze Pentru că noi chiar ne dorim ca din ce în ce mai multă lume să înțeleagă de fapt ce este meseria de arhitect Cu și, adevărat Cu da. adevărat Și că nu, nu este un lucru rău să apelezi la un arhitect ca să te ajute să-ți uh, cumva faciliteze procesul de a-ți crea o casă pe care să o simți ca un cămin cald și Potrivit da. pentru tine. Și o, o chestiune vis-a-vis -vis de uh, părinți, ca spunea Alexandra. Da. Uh, noi acum la facultate am avut săptămâna Bobocului. Am făcut această prima ediție de activități cu colegii noi intrați de anul Nu mai premiere săptămână. <laughs> da. <laughs> da. Și uh, am făcut o activitate de orientare, o prezentare pentru colegi. Uh, și am rămas foarte, foarte surprinse să observăm că în sală nu erau doar colegii noștri de anul întâi. Au fost și câțiva părinți care au venit alături de ei să vadă despre ce e facultatea și ce le povestim noi, de fapt. Ce vad... ce să știți, că în da, campusurile da. din afară se întâmplă în mod frecvent, an de an, da. de fapt, nu frecvent. Și exact noi, acest și noi sperăm prezentare. că lucrul ăsta o să se propage de la an la an, o să devină din ce în ce mai mai Da, pentru că, pentru că educație de calitate nu, nu e uh, doar studentul și școala, sau elevul și școala, e și părintele. Și uh, cred că diferența, să spunem, dintre... Uh, un, unele, și șco alte șco unele școli și alte școli e în ce măsură investesc părinți în educația uh, celor mici. Adică chiar, chiar cred că această triadă de fapt duce la succesul în, în educație și e foarte important să fac echipă și de aceea ne-am bucurat să vede îi vedem pe toți acolo. Sper că vă ascultă părinții voștri <laughs> în acest moment, cu siguranță da. cu siguranță vor fi mândri Cei mai de suporteri. voi. Da. Uh, un singur lucru înainte de final, ce vă doriți de la acest eveniment? Noi dorim de la acest eveniment să uh, închidem, de fapt, această uh, distanță între... Uh, ce fac după facultate, ce fac după facultate? Da, sau și să... unde să mă duc uh, încotro să apuc în timpul facultății, pe ce mă specializez, uh, cine este domnul acesta profesor, n-am auzit niciodată. Cumva să creăm această legătură pe care, nu știu... Noi poate că n-am simțit-o în unele momente pe parcursul nostru academic și am văzut că există, există profesori extraordinari la noi în facultate, deschiși la dialog cu noi, și cel puțin în partea de administrație, întotdeauna ne-au deschis ușa și ne-au primit când am avut o problemă. Deci, asta cumva îndemnăm și pe colegii noștri că dacă au probleme să se ducă. Să, să deschidă ușa aceea pentru că vor fi bine primiți. Și dacă au întrebări să le pună la domnii de la, sau doamne de la atelier, pentru că ei o să fie acolo ca să ne susțină. Pentru că noi nu știm multe lucruri și poate că nici ei nu știu și e perfect ok, dar împreună cumva ne răspundem întrebărilor. Da, și, și ne dorim, așa pentru cei din mediul, mediul de afaceri, poate să selecteze niște viitori colaboratori care să-i ajute și să-i pregătească și să-i formeze. Apoi, pentru universitate, ne dorim să adăugăm mai multe internship-uri, burse și, Oportunită. în general, fonduri și oportunități. Iar pentru studenți, pe lângă partea de, nu știu, mate, susținere materială din, din, din acest proiect, ci și niște competențe practice, pentru că o să existe și niște workshop-uri și niște dezbateri în care sperăm că o să acumuleze și niște cunoștințe care sunt chiar din din miezul lucrurilor, adică nu doar din trecute de... pe o hârtie exact. sunt practică, trăite trăite, da. Așadar, mâine și poi mâine la sediul Universității Ion Mincu, Universitatea de Arhitectură, se desfășoară acest InfoArc 2024. Puteți merge acolo, puteți vedea ce se întâmplă cu precădere mâine. Mai degrabă din ce am înțeles de la invitatele mele, este accesibil publicului larg da. ceea ce se va întâmpla, dar se poate și poi mâine, dacă vă doriți să i vedeți la lucru pe cei care sunt viitorii arhitecți și care sperăm noi că vor schimba fața da. lucrurilor. Și invităm să ne urmărească pentru mai multe detalii și pe Instagram la Tumoroza Architects și uh, pe Facebook la fel, Tumoroza da. Architects uh, pentru că acolo vom posta program noutăți și să fie toată lumea la curent. Mulțumesc Fără. foarte mult și mulțumesc că ați fost astăzi aici, în studio, în comunitate ca să ne povestiți despre toate acestea și ca să vă cunoaștem. Nu, mulțumim noi vă mulțumim pentru invitație foarte mult a fost plăcerea noastră. Da. Au fost au, cu, cu siguranță a fost o plăcere și pentru mine să povestesc cu voi. <coughs> au fost Diana Dan și Alexandra Parpală, președintele și respectiv prim-vicepreședintele Asociației Tomorrow's Architect. Ioana Brușten sunt eu. Mulțumesc dacă ați stat alături de noi până la final. Știri la fix aici pe 98,3, apoi cu Eugen, intrați pe Sensunic. Noi ne reauzim mâine după 14 la o altă ediție în comunitate. Până atunci, zi frumoasă tuturor! București FM. Aici e capitala.